Vă salut pe fiecare, bine ați venit la un nou video. Astăzi vreau să fac ceva diferit. Hai să vedem. Am pregătit aici niște flori, niște ajutoare de chestii, materiale, hrană naturală, pământ suficient și mai am pământ și în un shed. Mai am ceva flori pe aici care asta o am în plan să o pun acolo și mai vedem. Dar planul este să pun ceva care să crească plante deasupra și să fac și gaură, nu știu câte găuri, 5-6 găuri, și să iasă și pe aici plante. Ok? Să începem. Am aici niște plante care nu au fost puse să crească. E prea târziu, s-au uscat, o să le folosesc ca și hrană. Și mai sunt și anumite semințe pe aici, posibil să crească. Asta nu o să mai crească nimic din ele. Globele astea o să crească. Sperăm, petunia, globele de mai multe feluri. Și iar petunia. Super! Le punem pe rând. Aici am niște semințe de tărtăcuță. Am să pun câteva semințe și dintre astea. Am dat mai multe găuri, unde o să pun flori de acolo, de aici. Să începem. Avem și ceva compost natural. Așa zice pe normal, dar nu e venit de pe lună. E natural, l-am secat cu chimical, care e tot de pe pământ. Arată super. O să am niște flori așa cum o să crească. Ce am mai adus aici? Diferite ceaiuri, cafea și un o cafea veche. Nu știu de cât timp este, ia să vedem. În 2020. Așa. Și un găinaț de pasăre. De cred că era pescăruș. Ala are multă hrană.
Așa arată deocamdată și l-am adus la udat, trebuie să-l ud bine, că partea de jos a pământului care era foarte uscat și are nevoie de apă multă, plus ceaiurile care sunt trebuie dizolvate destul de bine. Plantele când sunt mutate în alt loc au nevoie de apă multă sau mai multă ca de obicei, cel puțin dublu. Pentru orice inconvenient am să puțin la curent. Aici am văzut că fugea pământul, dar s-a scăpat. S-a cam așezat pământul, el are să se lase mai sus, care să arate bine. Cam atât pe astăzi. Puteți să faceți și voi, faceți cam asemănător sau mai bine. Vă doresc la cât mai multe flori, oricum eu o să vă arăt rezultatul. Nu întotdeauna o să fie foarte bun, dar acceptabil merge. Subscribe, share, comenturi, întrebări și să pun speranță că o să aveți și niște răspunsuri. Dacă nu de la mine, de la alții care se uită la tot la această filmare. Toate bune în viitor!